Vorbim despre proiecte pentru viitor, vorbim despre Festivalul Măgiunului, care de fapt este un proiect pentru viitor. Cred că cea mai mare problemă pe care o aveți cu acest festival e faptul că nu cred că știți cât de mare poate să ajungă. Eu asta cred că e singura problemă și locul unde s-a desfășurat, nu știu dacă ăla nu va mai fi încăpător. Și să mergeți și pe străduțele adiacente. Da, la chestia asta nici, adică nu că nu ne-am gândit, dar poate că noi care organizăm și suntem acolo nu ne dăm seama. Nu ne dăm seama, fiind acolo, în mijlocul evenimentelor, dar ceea ce am observat, și bine ați remarcat acest fapt, ceea ce am observat eu zilele trecute, coada de mașini imensă care era aproape de la intrarea în sat, pe ambele părți a drumului. Deci, efectiv, eu am rămas surprins cât de mare poate fi. Până la urmă, da. S-a dovedit faptul că a fost un festival de interes și lumea, din mai multe motive, unul, cred că și pandemia i-a făcut să vină să vadă, să mai socializeze, doi, ne întoarcem către tradiție, adică vrem să mâncăm sănătos, vrem să cumpărăm. De exemplu, eu ieri am aflat de acest măgiun care nu are nici măcar un gram de zahăr. Deci nu are niciun adaus de zahăr, nu are niciun E, e totul natural cu prunele din livezile oamenilor din Iara de Mureș. Nu vorbim de alte prune cumpărate din piață sau făcute din prun. Și ce am mai aflat ieri, că Iara de Mureș nu stă foarte bine la partea de zarzăvat. Adică prunii cresc, pentru prun e propice totul, dar pentru zarzavat, grâu, porumb, nu este o zonă foarte bună. Și atunci oamenii au trebuit să trăiască din ce au avut. Așa este, pentru că, după cum ați văzut, situația ieri de Mureș și, mă rog, poziția geografică și conformația, mă rog, a dealurilor și poziția terenurilor, putem zice, agricole, e propice pentru pășune, pentru fânețe și așa mai departe. Bineînțeles, se cultivă și grâu și porumb, dar în limita posibilităților. Dar nu cantitățile în care se cultivă pe câmpie, să zic așa, sau în zonele care sunt dezvoltate agricole. Corect. Incomparabil. Nu cum la ei poate nu cresc prunele care cresc la Iara de Mureș. Așa este. Fiecare zonă e cu avantaje, da, și dezavantaje. Și uite că ce mă bucură pe mine, că din acest avantaj s-a găsit să se promoveze acest sătuc. Da, și pe undeva eu cred că este un lucru foarte bun dacă încerci să faci ceea ce se pretează locului. Pentru că este să faceți, nu știu, un festival de Harley Davidson în Iara de Mureș, când nimeni nu are nicio motocicletă acolo. Deci nu. E clar, să mergem pe ceea ce se produce în zonă. Corect. Încercăm să mergem și eu cred că aici este și succesul, pentru că nu încercăm să promovăm ceva importat. Încercăm să promovăm ceva ce vine din trecut. Ce vine din datinile locului și așa mai departe, despre care oamenii știu foarte bine cum e și cum a fost și ce a fost. Și până la urmă este o sărbătoare a întregii comune, chiar dacă se petrece în Iara de Mureș, pentru că am văzut că au fost, repet, au fost din multe județe, au fost, chiar dacă este un festival cunoscut mai mult maghiar decât românesc, chiar au fost foarte mulți români care au venit. Da, s-a mediatizat și noi și presa, toată presa românească a mediatizat acest festival și lumea a venit să cumpere acele produse și de asta am zis, cred că nu vă dați seama cât de mare poate să ajungă acest festival și eu zic că e un lucru bun ceea ce spun, să dea Dumnezeu să ajungă atât de mare încât să vă fie greu să-l organizați. Da, și s-au născut deja anumite chestii pe care vrem să o promovăm de anul viitor. Acum, bineînțeles, suntem conștienți de faptul că
va crește acest festival și până la urmă avem speranțe mari acum și speranțe întemeiate că se va rezolva problema infrastructurii, pentru că eu știu și vreau să cer, scuze în numele comunității și în numele comunei că trebuie să suportăm acel praf care, mă rog, pe drumul acela până la Iara de Mureș. Deci ăsta e unul din farmecul zonei. Dacă îi să o luăm așa, că vorbim de satul românesc. Satul românesc e fără asfalt, fără internet, fără... Adică noi așa știm, cei care am copilărit la, în cazul meu, vacanțele, la sat, fără internet, fără asfalt, cu picioarele, cu tălpile goale, și ăsta era farmecul satului de demult. Da, bineînțeles, dar probabil că pentru cei care stau acolo momentan, deci cei pentru da, pentru locuitori, da, poate pentru să fie locuitori, bineînțeles că este un inconvenient pentru cei care se întorc în timp, să zic așa, la acele vremuri ale copilăriei, când într-adevăr fără asfalt, cu gâștele, cu rațele pe stradă, cu vacile care vin de la, și ce frumos a fost. Da, de la câmp și așa mai departe. E o atmosferă și vedeți, exact pentru asta am încercat și nu știu dacă ați observat, dar noi am avut feedback-uri de la foarte multă lume care zicea de niște ani de zile de când am încercat să aducem acea ambianță mai aproape de tradițional, mai aproape de rural și mai aproape de perioada anului, adică toamna, când îți culegi roadele. Am început ca acele standuri unde există, adică se realizează desfacerea produselor, să fie tradiționale, să fie acoperite cu papură, cu trestie, să fie acolo o tulpină de porumb și așa mai departe. Baloți de paie și acolo, așa mai departe. Și încă o dată și vreau s-a reușit. S-a reușit și cu ajutorul... Și chiar a dat o tentă de rural, de corect, tradițional. Corect. S-a reușit cu ajutorul celor din Iara, s-a reușit cu ajutorul domnului Nociobi, care într-adevăr a pus mâna și ne-a ajutat și la orner și la organizare. Deci a fost avem aici țuică de prune, țuică frumos, de piersici, de gutui, da, de caise. Da, deci vedeți urmă... acele standuri, da, pe care anual de vreo 4-5 ani de zile încercăm să organizăm în acest fel. Vedeți acum standul celor din Corund cu acel domn care realizează ulcioare din lut și așa mai departe. Sunt lucruri frumoase, lucruri tradiționale. Pe viitor o să încercăm să aducem și un război de țesut și așa mai departe. Și frumos și dacă ar fi cu cineva care țese la el. Adică... Păi da, bineînțeles, să fie și în lucru. Deci să se vadă acest lucru. Și mai avem și alte idei pe care deocamdată nu de conspirăm. Probabil o să avem o emisiune împreună și anul viitor. Și poate facem acolo. Da, de ce nu? De ce nu? Poate de ce nu putem face și acolo, la locul faptului? Bun. Până la urmă, am zis că vorbim despre proiecte. Spuneați acest drum care știu că a primit finanțare prin Angel Salini. Greșesc? Este vorba despre acest drum. Deci, practic, dacă suntem optimiști și avem încredere, anul viitor s-ar putea deja să se apuce de drum pe când, dacă vin acei bani de la stat. Deci, anul viitor, dacă Dumnezeu așa vrea și nu se schimbă foarte mult, hai să zic așa, conformația guvernului sau nu vor fi alte priorități sau, Doamne ferește, o lipsă acută de bani, pentru că vorbim, hai să zicem, pe aia dreaptă, vorbim de fonduri guvernamentale, dar în ceea ce privește munca noastră de la primărie, suntem deja la avizări. Deci, dacă înțelegeți ce vă spun, suntem deja la avizări, deci există deja proiectul făcut.
Deja am început avizările pentru emiterea autorizației de construcție și următorul pas va fi achiziția publică pentru aflarea executantului. Și de acolo încolo, putem să dăm drumul la realizarea lucrării. Noi avem speranțe mari că aceste lucruri de care v-am pomenit acum, de la avizări și până la achiziția publică, să se încheie în timp util până în primăvară, ca după dezghețurile de primăvară și după ce inspectoratul de stat în construcții ne va da undă verde, deci vor fi temperaturi de siguranță pentru această investiție, să putem începe Cu această asfaltarea. ocazie îl salutăm și pe domnul Pleșa de la inspectorat. Bun, pe lângă apă există în Iarna de Mureș, Există în Iarna de canalizare. Mureș. Canalizare există. Deci Deocamdată nu este avem. folosit pentru că utilizatorii sau cererile erau destul de puțini. Bun, Nu deci e cu exploatat, dar da, cursul firesc, infrastructura. da, cursul firesc, asfaltarea mai trebuie spart, la asta mă refeream, deci după ce Exact. asfaltați mai trebuie. Exact. Asta era una dintre criterii la depunerea proiectelor pe Angel Salini și mi se pare pe undeva un lucru extraordinar de normal, ca să drămuim un pic banul public, nu că asfaltăm și după aceea venim mâine și am Se transformă tăiat-o. într-o bătaie de joc, practic. Și sunt cazuri în țară, știu că de câte ori mă duc la Alba Iulia, mă duc pe la Unirea și văd cum s-a asfaltat, iar după asfalt e spart asfaltul și pe 3-4 ani de zile sau de când au început, încă nu s-a terminat reasfaltarea. Da, Și sunt paradoxe. nu e normal. Bun, deci practic aveți sub pământ băgate toate, trebuie doar asfaltul. Mai luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim în ultima parte a emisiunii. Rămâneți pe M9 pentru că o să vorbim despre ceea ce vă interesează.